Vești bune pentru investitori, dacă aveți idei sau proiecte pe care doriți să le implementați cu bani de la stat, acum este momentul. Din 10 septembrie la Ministerul Finanțelor se pot depune cereri de finanțare prin schema de ajutor de stat. Bugetul alocat pentru acest an este de 614 milioane de lei. Iar banii vor fi alocați în perioada 2019-2021. Inițial, schema de ajutor de stat trebuia să pornească în 27 august, dar pentru că termenul nu a fost respectat, cererile se vor depune cu o întârziere de aproximativ 2 săptămâni. Reprezentanții Ministerului Finanțelor nu au precizat până acum câte companii sau proiecte vor fi finanțate din suma alocată pentru acest an. Încercarea președintelui României de blocare a adoptării primei rectificări bugetare din acest an periclitează aplicarea la timp a schemei de ajutor de stat cu impact major în economie, atât de așteptată de mediul de afaceri, îndeosebi de investitorii români. Am modificat această schemă de ajutor de stat pentru că ne dorim să aibă efect multiplicator în economie prin antrenarea în mare parte a unor investiții sau a unor parteneri la nivel local. Fac apel la președintele României să aibă deschiderea necesară față de o temă atât de importantă, atragerea de investiții, a declarat ministrul finanțelor publice Eugen Teodorovici. Cererile de acord pentru finanțare însoțite de documentele justificative se transmit la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor Publice. Aceste cereri se analizează și se soluționează în ordinea înregistrării și în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale. Pe site-ul Ministerului Finanțelor va fi publicată săptămânal lista cererilor de acord pentru finanțare și stadiul analizei acestora. Pe același site va funcționa din 10 septembrie o platformă dedicată schemei de ajutor de stat, unde cei care vor să aplice pot să ceară informații sau lămuriri.